Foarte credibile. Azi vorbim despre piele, pentru că mămicile au 1000 de griji. Da. Cum o să arate după gravidanță, se întinde, nu se întinde, dar ce facem, stretch marks, etc. Ne putem îngriji încă din perioada de gravidanță de pielea noastră. De gravidanță, stai, cred că numai bărbații folosesc termenul ăsta, n-am auzit nicio femeie să o spună. Dar cum îi zice? Nu știu, când ești gravidă, când ești sărcinată, când ești cu burta la gură, în timpul celor 9 luni cu puiul în burtică. Nu, eu așa zic. Nu sunt 9 luni și ceva? Sunt 9 luni și ceva, depinde. 40 de săptămâni în mod normal durează o sarcină. E adevărat că fata iese mai repede decât băiețelul? La noi nu a fost adevărat, pentru că nu mai venea fata, nu mai venea niciunul dintre ei. Toți trei au stat în burtă mult și bine de, ziceam, în fiecare zi nasc, dar nu mai neșteam. Le plăcea cazarea, înțeleg. Da, era bună, de aia de 5 stele. Revenind la piele. Ai spus, da, e bine să ne îngrijim, dar înainte de toate e bine să fim cu picioarele pe pământ și aș vrea să normalizăm astăzi, mi-am dorit foarte mult să fac reportajul ăsta și să aduc subiectul ăsta azi în discuție, pentru că toate mamele mă întreabă, sau foarte multe mame mă întreabă, măi, ce ai făcut de după 3 sarcini n-ai vergeturi? Și dacă ele se aleg cu vergeturi, încep să se învinovățească. De ce vecina mea de la 2 nu are? Sau de ce prietena mea? Sau de ce Ruxandra de la televizor nu are? Să știți că nu ați fi putut să faceți nimic, asta pe bune o zic, să prevenim apariția vergeturilor. Adică dacă e să faci vergeturi, Dani, faci. Pentru că nu e în mâinile noastre să controlăm treaba. Natura și hormonii. Okay. Sunt la putere. Trebuie să vorbim, să-i mulțumim bunicii atunci. Da, deci moștenirea genetică este foarte, foarte importantă. Și pe urmă intră în scenă hormonii și ce se întâmplă acolo. Na, e după noroc. Deci nici dacă faci baie în lapte. E foarte bine să faci capră baie roșie. E foarte bine să faci baie în lapte. Mulsă foarte pe stomacul. Da, e foarte bine, e foarte bine să ai grijă de tine. E foarte bine, orice medic o să-ți recomande asta. Și medicul care îți urmărește sarcina, și nutriționistul, și dermatologul, toți îți vor spune: nu te îngrășa foarte mult, hidratează-te, mănâncă sănătos. Apropo, o să vedem imediat ce e bine să mâncăm pentru a avea o piele bună. Însă nimeni și nimic nu-ți poate garanta că nu vei avea vergeturi. Și nu există creme miraculoase. Iarăși, asta cred că este foarte, foarte important să subliniem. Deci, ca să tragem linie, putem să minimizăm efectele și putem imediat ce ni s-au făcut, să spunem, vergeturile, deci după ce naștem, să dăm fuguța să le tratăm, pentru că mult mai ușor tratezi vergeturile care sunt încă roz decât, să spunem, cele care sunt albe, deci care sunt deja vechi. Deci, sunt, da, roz vergeturile? Sunt roz inițial. Fii atent, eu am una, m-am ales cu o vergetură. Aha! Una! Nu stă nimeni să mi le numere, că avem impresia, mamă, femeile astea de pe internet, de la n-au vergeturi. De unde știți câte vergeturi au femeile pe care le urmăriți? De unde știți? Cineva să-și expună vergeturile? Nimeni. Hai să fim liniștiți, serioși și cu picioarele ai pe una? Pământ. Am una pe care mi-am făcut-o, aveam o burtă imensă, eram cu Aris, care a fost cel mai mare dintre copiii mei, am avut cea mai mare copilul burtă. Copilul 2. Copilul numărul 2 și 9 luni m-am lovit cu burta de ușa de la, de clanța, de la bucătărie. Mi-a atins burta și în clipa aia, crede-mă, am simțit cum pielea... Ca pepenele a făcut, copt și s-a a făcut. Ca pepenele copt a făcut. Erai tânără. Nu eram așa de tânără. Erai nu ca, era, măi, ca lumenița proaspăt culeasă. Erai Luca, al doilea copil. În ziua de azi o am. Pe bune, dai, acum că, e albă deja. Crezi că atunci s-a provocat? Nu cred. Sunt sigură că atunci și am rămas cu ea și nu mă interesează. Și dacă cineva își închipuie că treci printr-o sarcină și rămâi fără și că nu ești afectată deloc, oricât de roz ar părea lucrurile din afară, nu există așa ceva. E un trend pornit de vreo 2-3 ani. Fetele frumoase sau foarte frumoase considerate pe internet își arată stretch marcurile și demonstrează că și asta este frumusețe. Ne place povestea asta pentru că doar cu filtre și tone de machiaj ne-am tot obișnuit. Hai să vedem un material. Știu, nu se uită numai graviduțele la noi, se uită și cealaltă femei, poate viitoare graviduțe, poate deja mămici de ceva timp. Sper să fim pe înțelesul tuturor. Vă rog. Doamna doctor, noi, mămicile, vrem să știm
cum să facem, ce să facem, să nu ne alegem cu vergeturi după sarcină. Îmi pare foarte rău să spun, dar nu avem ce să facem, pentru că vergeturile țin mai mult de hormoni decât de starea pielii. Ceea ce putem noi face în ultimul trimestru de sarcină este să încercăm să ținem o piele cât mai bună, astfel încât vergeturile măcar să fie reduse în dimensiuni și în adâncime. Dar numărul lor și momentul de apariție nu ține de ceea ce putem noi să facem. Pentru a avea o piele cât mai bună, trebuie să ținem cont de trei lucruri. Primul lucru este să nu luăm foarte mult în greutate. Al doilea lucru este starea de hidratare, pentru că, din păcate, gravidele consumă apă foarte multă, cu care formează lichidul amniotic, hidratează copilul și, din păcate, multe dintre noi avem edeme, deci reținem apă în timpul sarcinii la nivelul corpului în partea lui de jos. Iar al treilea lucru pe care îl putem face este o suplimentare corectă de principii alimentare. Deci tânăra însărcinată trebuie să mănânce pește gras din categoria ton, somon, macrou, sau trebuie să facă suplimentare cu omega-3 sub formă de uleiuri naturale de pește. Trebuie să mănânce morcovi, trebuie să mănânce fructe din categoria citrice, de exemplu portocale, dar și fructe obișnuite cum sunt merele, și nu în ultimul rând să hidrateze cel puțin partea de jos a corpului, adică burtica și picioarele, cu creme mult mai grase. Nu trebuie să fie creme speciale pentru vergeturi. Avem sau nu avem garanția că vom arăta într-un mare fel după sarcină dacă respectăm toate indicațiile și recomandările pe care ni le-ați dat? Vom avea garanția că vom arăta atât de bine cât ne permit genele și hormonii noștri, dar diferența poate să fie importantă. Vergeturile foarte groase, foarte roșii, pot fi, să-i spunem așa, mai puțin expuse dacă avem grijă de aceste lucruri. Iar dacă vergeturile deja au apărut, trebuie să ne prezentăm la medicul dermatolog cât de repede este omenește posibil. Adică tratamentele, de exemplu, cu laser atunci când este cazul privind vergeturile, se pot începe la 3 săptămâni de la momentul nașterii. Pielea, nu uitați că este un organ important al corpului și că nu ne putem bate joc de ea, pentru că multe lucruri nu sunt reversibile. Concluzii? Concluzii, să avem grijă de noi, pentru noi și pentru copiii noștri, că vrem să fim sănătoase și vrem să fim acolo pentru familia noastră, și în rest să nu mai punem atâta presiune pe noi, că destule sunt toate câte le avem de dus, în special nu e ușor să fii femeie, e și foarte frumos, dar e și dificil. Așa că măcar noi să nu punem o presiune cu asta, cu vergeturile, cu kilogramele, cu celulita. Mamă, eu chiar, uite, n-am vergeturi, dar am celulită. Nimeni nu e perfect. Încetează. Nimeni nu există. Poate te-am văzut și noi pe internet. Dragii mei, aștept emisiunea, prima emisiune, în care să stăm aici pe canapea și să vă spunem cât de greu e să fii bărbat. Te Pentru rog. Că n-am auzit asta de mult. Toate fetele, voi știți ce greu este să fii femeie? Da, dar știți, imediat, Ramona, îți dau eu legătura, nu te arunci așa, da. Voi știți ce greu este să fii bărbat? Ia să vedem, știe cineva? Mulțumim, Măluca, să ne vedem cu bine. Pe Roxandra o găsiți online, desigur. Scrie o grămadă de materiale ce iau foarte mult timp. Lumea crede că vlogging-ul ăsta de mămică este lucru simplu. E o cameră cu tine și arăți ce ți-ai mai cumpărat. Nu e chiar așa, pentru unele materiale chiar trebuie să te documentezi, pentru că pe umerii tăi stă destulă presiune. Decât într-un TikTok în care faci doar asta, aici s-ar putea să schimbi vieți, pentru că le urmăresc mămici care n-au acces la foarte multe informații sau nu vor să aibă.